Dragile mele gospodine, astăzi am să vă spun cum pregătesc eu castraveții pentru iarnă. Puși la murat. Dragile mele, în primul rând castraveții trebuie să fie tineri, proaspeți. Când îi cumpărați să aibă acei zimțișori, să-i simțiți la mână, vedeți? Și acea floricică în vârf. Deci asta înseamnă că castraveții sunt proaspeți. Cum procedăm? Deci, eu am spălat acești castraveți și i-am pus într-o oală foarte mare. Vedeți, am o oală foarte mare și îi las aici până mâine dimineață. La fundul oalei am pus crenguțe de vișin, cum am pus și deasupra, vedeți aici o crenguță, crenguțe de mărar. Apoi am spălat bine castraveții și am pus castraveții pe rânduri, printre care am pus hrean. Hreanul este foarte important, că menține castraveții tari. Hrean. Am pus și un pic de, vedeți, și un pic de 2-3 ardei capia, 4-5 mere din grădină, pentru că merele conțin un parfum deosebit și acea zeamă o să fie minunată. Morcov spălat și tăiat. Puteți să-l tăiați rondele, puteți să-l tăiați în diferite forme, cum doriți voi. Usturoi, vedeți, usturoi, mărar, țelină, frunze de țelină, și ce am mai pus, dragile mele? Ce am mai pus? Ce am ghiș ghișitoarea mea. Deci, cam asta e, nu? Și bineînțeles o să pun și niște boabe de piper la final. După ce pun toate aceste legume, adaug apa clocotită. Deci pentru ca să se mențină bine pe perioada iernii, eu am încercat fel și fel de modalități, dar cea mai reușită este aceasta, cu apă clocotită. Clocotesc apă, am clocotit deja, acum urmează să o pun imediat. Clocotesc apă. La un litru de apă, o lingură de sare și eu adaug și o linguriță de zahăr. De câțiva anișori buni folosesc acest zahăr, o linguriță de zahăr la litru de apă și este foarte delicios, dragile mele, se conservă foarte bine și este foarte, foarte delicioasă acea zeamă. Are un gust dulce acrișor, deci nu este numai acel gust acru, înăsprit, e un dulce acrișor. Fierb acea apă și apoi, după ce le-am așezat frumos toate aceste legume, am uitat să spun, am pus și un pic de ardei iute. Câțiva ardei iuți de micuți eu am avut. Dacă aveți ardei iute mai mari, pune și doi ardei iuți pentru că dă un gust deosebit la acea zeamă. Asta este important. Cu cât sunt mai multe legume, cu atât gustul este mult mai plăcut. Mult mai plăcut. Și apoi adaug acea apă imediat peste această oală cu aceste legume. Și o las până mâine dimineață. Mâine dimineață scot apa afară, pentru aceasta am folosit această oală și nu am folosit borcare, pentru că cantitatea este foarte mare și mi-era foarte greu din borcane să scot aceste legume. Deci o să bag un furtunaș în această oală mare și o să scot acea zeamă. Scot acea zeamă mâine dimineață și o mai clocotesc o dată. O lasă un pic să se răcească și o pun la loc peste aceste legume. Poimâine, aceeași poveste. Scot acea zeamă, o mai clocotesc o dată. Deci zeama să fie clocotită de 3 ori. După ce s-a răcit în prealabil, o pun în borcanele, pun căpăcele deasupra și se conservă, dragile mele, eu am castraveți murați și de acum 2 ani. Se păstrează foarte tari, crocanți și buni, delicioși. Deci se menține foarte bine. Chiar dacă nu aveți un loc într-o beci, să spunem așa, se păstrează foarte bine și în cămară. Deci nu există riscul ca să se strice. Deci cam asta este rețeta mea, dragile mele. Este simplă și foarte eficientă. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă ca și sufletele voastre. Pupici cu sclipi!